Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Sunt Roxelana Radu și în următoarele 50 de minute o să vorbim despre subiecte, cred eu, de interes. Vă voi spune imediat despre ce este vorba. Mai întâi însă să ne bucurăm că, iată, se pare că am scăpat de vremea rea, de viscol, de circulație închisă. Invitații mei pe care o să vi-i prezint numai decât trebuiau să fie prezenți în studio de săptămâna trecută, da, șoselele au fost închise, circulația blocată și n-au mai ajuns, însă astăzi, iată că ne vedem cu bine. Pare că și în Turcia s-au încheiat cu tremurile, dar pare că s-au mutat la, în România de data aceasta. Dacă interesează pe cineva, să știți că la Buzău se desfășoară, e în plină desfășurare o campanie de strângere de ajutoare pentru poporul turc afectat în urma cu tremurului. Iar noi astăzi, de Ziua Națională a Lecturii, despre ce putem să vorbim decât despre o publicație. Am să vă spun imediat despre ce publicație este vorba. Deocamdată însă vreau să vă prezint invitații mei de astăzi. Care sunt? Ordinea este aleatorie. Ba chiar în ordinea scaunelor. Viorel Dodan, că sunteți primul, domnul Dodan. Viorel Dodan și doamna Violeta Socol-Vâlcu. Domnul Viorel Dodan este născut, că trebuie să vi-i prezint într-o oarecare măsură, măcar câteva cuvinte să vă spun despre fiecare, este născut pe meleaguri buzoiene, este cadru militar în rezervă, este specialist în comunicații și informatică. Pasionat de scris încă din școala generală, pasiunea datorată dascărilor de la vremea respectivă, ce frumos ar fi, fac o paranteză, să ne mai inspire și pe noi dascării din vremurile acestea, înspre scris. Din 2007 colaborează cu nou înființatul la epoca respectivă ziar Sensul Râmnician, până în 2012, când acesta a început să apară cu intermitențe, apoi deloc. În 2014 a tipărit prima carte, Gânduri și clipe, apoi Politicon, apoi Râmnicul meu sărat, Versuri neserioase, Tresărire de lumină, pamflete, iată câte cărți, că toți suntem la Ziua Lecturii, toate la editura Rafet. Iar în 2020 a tipărit Fragmente la Edit Graf. Este membru UZPR din anul 2022, a publicat în revista Spații Culturale, iar anul acesta, 2023, îl găsește implicat într-un nou proiect de suflet numit Asociația Culturală Octavian Moșescu și publicația acestea Foaia Râmnicului, căci despre ea o să vorbim astăzi. Iată, v-am dezvăluit și tema emisiunii, Foaia Râmnicului. Bun. Trecem mai departe. Doamna Violeta Socol-Vâlcu este profesor de limba latină la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare și Colegiul Național Alexandru Vlahuță. Este fost manager al Centrului Cultural Florica Cristoforeanu în perioada 2011-2021. Este președinte al Asociației de Tineret Viitorul Începe Astăzi, nu, azi, în cadrul căreia a înființat și coordonat Teatrul de Popuși Dimitru Pompiliu. Este vicepreședinte al Asociației Culturale Octavian Moșescu, este purtător de cuvânt al acestei asociații și redactor al publicației culturale Foaia Râmnicului. Este colaborator în anul 2012 al ziarului Opinia Buzoiană, este redactor al revistei Glas Râmnician. Cred că am uitat să vă spun că domnul Viorel Dodan este redactor șef al publicației Foaia Râmnicului. Bun. Așadar, la început, să vă mulțumesc, uite că era să uit, că ați venit, că ați putut veni, că mi-ați făcut onoarea să-mi acceptați invitația și să fiți astăzi prezenți în studioul Campus TV. Mulțumim și noi pentru invitație. Și bine ați venit. Și sper, să nu fie singura dată. Aș vrea să desfășurăm dezbaterea de astăzi sub următoarele premise. Și acum am să vă citesc din presa românească, care, cu un an în urmă, titra în felul următor. România este destul de aproape să devină prima țară europeană fără publicații tipărite. Închiderea lor ar însemna nu doar dispariția unui fel de a oferi informația către oameni, ci și încetarea unui mod organizat, disciplinat și responsabil al redacțiilor de a afla și verifica aceste informații, care a funcționat 100 de ani. Prețul hârtiei a sărit în câteva luni
de la aproximativ 500 de euro la 800 de euro pe tonă. Asta era acum un an și vreo 2-3 luni. La cererea câtorva ziare locale, guvernul a aprobat distribuirea către tipografii a unor cantități de hârtie din rezerva de stat. Hârtia a devenit foarte scumpă pe plan internațional. În plus, o vreme nu am mai găsit-o, iar acum este la peste 800 de euro pe tonă. Practic, în cazul anumitor sorturi pentru publicații, hârtia aproape că și-a dublat prețul, a spus un director al unei tipografii din țară contactat de ziar. Directorul a preferat să nu-și apară numere, e treaba lui. Sunt afectate și ziarele și revistele, tipografiile, difuzarea, transport. Bun. În al doilea rând, în emisiunea Referendum, difuzată nu cu multă vreme în urmă, știu, o săptămână, două, trei, dar nici măcar atât, realizată și moderată de Mihai Rădulescu pe TVR1, anumiți profesioniști din sfera jurnalismului, precum Arina Ureche, director general al Biroului Român de Audit Transmedia, și Cătălin Tolontan, coordonator, îl știm toată lumea, editorial al ziarului Libertatea, au încercat să facă publicul să înțeleagă dacă, într-adevăr, mai e nevoie sau nu de presă tipărită în România. Doamnelor și domnilor, a spus domnia sa, suntem confruntați în prezent cu crize majore, pandemice, de securitate, economico-sociale, dar în jurul nostru se consumă și alte crize care, deși mai puțin vizibile, pot avea urmări grave. Sau mai puțin cât de grave, asta urmează să stabilim așa, pentru că iată care este problema. Suntem foarte aproape să devenim prima țară fără aureluat. Presă tipărită, după cum avertizează șefii unor ziare care încă mai apar pe hârtie. Din noianul de gazete care ieșeau în tiraje spectaculoase acum 20 de ani, astăzi doar câteva rezistă în format print cu vânzări mult reduse. Pandemia de coronavirus, pe de altă parte, pare să fi dat lovitura de grație unei industrie aflate în declin constant în ultimul deceniu ca urmare a exploziei internetului și rețelelor sociale. Sondajele arată că peste 70% din populația activă a țării se informează din mediul online, pe care îl consideră sursă principală de informare. Sunt însă și alte cauze care au dus la criza presei clasice. Care este situația în alte țări europene? Merită și poate fi salvat ziarul pe hârtie sau trebuie lăsat să devină istorie, a conchis Mihai Rădulescu. Bun, aceasta e premisa de la care aș dori să începem discuția. Și vă întreb și eu pe domniile voastre acum, dacă așa stau lucrurile și presa tipărită este pe cale de dispariție, o fi, n-o fi, cum e cu foaia râmnicului care apare în astfel de împrejurări care mi se par total improprii, cel puțin după ce spun oameni cu mult mai avizați decât mine, decât domniile noastre, toți. Domnul Dodan, de ce foaia râmnicului, de ce acum, de ce... De ce așa? De ce așa, exact. În primul rând, dați-mi voie să încep cu mulțumirile noastre pentru bucuria de a ne afla aici în... Este o bucurie, într-adevăr. ...în studiourile campus și să spun și eu bună ziua telespectatorilor. Și mă bucur campus, piciorul în campus. Așa. De ce așa? De ce așa, da? Sunteți redactor șef al foii râmnicului, da. Așa că trebuie să știți cel mai bine. Din întâmplarea face să știu. Având în vedere că această publicație s-a dorit o continuare a acelei publicații cu același nume pe care patronul nostru spiritual, Octavian Moșescu, a înființat-o în 1919, nu putea fi altfel. La început n-a fost cuvântul. La început a fost grupul de inițiativă, exact, personalități râmnicene, exact, da? Cum e? Haideți să facem legătura ca să înțeleagă și cei de acasă care sper să ne urmărească acum. Cum e? La început s-au reunit sub aceleași idealuri un grup de oameni inimoși. Frumos spus. 6 oameni inimoși care au pornit, printre care și colega aici de față, care au pornit de la o nevoie. Realitate sau de la o nevoie. Așa cum s-a identificat ea atunci, de păstrare și de promovare a memoriei
înaintașilor noștri, a personalităților care au influențat în mod cert, vizibil chiar viața orașului Râmnicu Sărat și nu numai, și a împrejurimilor. Și așa s-a întâmplat, asta a fost motorul. De fapt, proiectul de la care a plecat acest grup de inițiativă poartă numele de personalități râmnicene. Exact. Cineva, mergând pe stradă, văzând casa lui Octavian Moșescu din Râmnicu Sărat, în spatele casei de cultură, pe Amurgului, a văzut acolo un monument istoric. Casa Octavian Moșescu. Și a început să se plimbe prin oraș și să întrebe oamenii de pe stradă: știți cine a fost Octavian Moșescu? De ce casa aceea e un monument istoric? Și de ce e atât de importantă pentru orașul ăsta? Foarte mulți dintre cei intervievați n-au știut. Răspundă. Râmnicieni. Auziseră despre Octavian Moșescu, da, foarte multe lucruri. Nici nu știau care era sfera de activitate a acestor oameni, ce amprentă lăsaseră ei în domeniul respectiv. Și atunci am zis, haidem, dacă nu o facem pentru noi cei maturi, măcar să o facem pentru tânăra generație, pentru copii. Și vorbim acum despre Foaia Râmnicului, da? Sau despre asociație? Grupul Personalități Râmnicene. Aha, înțeleg, că de aici a pornit. De la Personalități Râmnicene. Da. Nevoia de a scoate la lumină acele valori ale trecutului orașului. Moștenirea până la urmă, o moștenire, da? Sigur. De care trebuie să fim mândri. Nu foarte multe dintre orașele României se pot lăuda cu așa tradiție, cu așa istorie, sigur, locală. Sigur că și da. Atunci am zis, haide să le prezentăm pe fiecare separat, fiecare an să aibă numele unei personalități, fiecare an cultural să aibă numele unei personalități râmnicene. Și am început cu Saul Steinberg, un evreu născut la Râmnicu Sărat, care a trăit în exil, caricaturist de renume internațional, excepțional. Da, da, da. Și atunci am reușit să facem o expoziție de caricatură itinerantă și un album cu caricaturile lui Saul Steinberg. Și apoi, Octavian Moșescu, Florica Cristoforeanu, Menela Schircu, inclusiv contemporan cu noi, și anume cântărețul nostru de folk, Valisterian, da, pe care l-am comemorat, cred că, chiar în grădina Moșescu, da, pe vremea când era în grup de inițiativă, acum 2 ani. Da, acum 2 ani. Chiar în perioada pandemiei ne-am adunat așa, respectând acele chiar și în ciuda celor, asta a fost o chestie extraordinară, în ciuda celor restricții, distanțare, număr limitat de persoane, respectându-le, s-a demonstrat că dacă există dorință și există disponibilitatea asta și voința de a fi împreună și a face ceva frumos, se poate. Poate chiar și în acele momente. Da, voi erați afară, erați în grădină, erați... Sigur, dar... Da. Sigur, trebuiau respectate. Erau niște norme, așa este. Și... Iată, pare că s-au transformat în amintire, din fericire. Am reușit să adunăm amintiri, evenimente, să începem să promovăm personalitățile râmnicene, și s-a născut ideea, după ce Muzeul Municipal a preluat numele Octavian Moșescu, în semn de apreciere pentru toate lucrurile pe care Octavian Moșescu le-a făcut în înființarea secției de artă a Muzeului Orășenesc. Dânsul a înființat în 1960, prin donații succesive a completat zestrea, să zicem așa, patrimoniul muzeului, și cred că și râmnicenii cred că sunt de acord că nu putea să aibă un nume mai potrivit decât acesta. Și în unanimitate s-a votat în Consiliul Local și așa Muzeul Municipal poartă numele
lui Octavian Moșescu. Așa cum Centrul Cultural poartă numele Florica Cristoforeanu. Iată. Școala gimnazială numărul 5, fosta școală gimnazială numărul 5, poartă numele tatălui Floricăi Cristoforeanu, fostul primar de Râmnic, cel care a modernizat Râmnicul, Vasile Cristoforeanu. Uh-huh. Și sunt multe exemple de genul acesta. Da, cultural, da, da. Și atunci, văzând că din punct de vedere juridic nu putem să ajungem la tot ceea ce voiam să ducem la îndeplinire, am zis hai să înființăm Asociația Octavian Moșescu. Iar despre Foaia Râmnicului, de ce o publicație tipărită? Foaia Râmnicului, iată să o arătăm la cameră. Așa arată, arată frumos. Pot să vă confirm, hârtia e de calitate, condițiile grafice sunt dintre cele mai bune. Eu personal am fost plăcut impresionată când am văzut-o la lansare la care am fost prezentă, cred că acum vreo săptămână și mai bine, două, exact, chiar. 26 Da, până să se închidă circulația. Așa. Da. Dacă permiteți, aș vrea să fac o, cum să spun, o completare la... Chiar vă rog. Referitor la ceea ce și telespectatorii au văzut, la modul cum arată acum Foaia Râmnicului, ne-am dorit ca această ediție, că este ediția aniversară, ea să includă în ea, dacă nu toate, cât mai multe evenimente care s-au întâmplat de la momentul înființării grupului de inițiativă. După aceea, grupul de inițiativă s-a transformat în Asociația Culturală Octavian Moșescu, da. Și ne continuăm activitatea. E, aici este un bilanț al acestor activități. Uh-huh. L-am structurat într-un fel cronologic, cum a spus și colega, uh-huh, anul 2019 cu activitățile care au avut loc, 2020, 2021, 2022 și nu intenționăm să ne oprim. Păi de-abia v-ați luat startul. Exact, tocmai. Să sperăm că avem un start bun. Așa să fie, așa să vă fie. Și el este cumva atipic față de cum formatul standard al unor publicații. Aici au contribuit toți membrii noștri. La un moment dat am fost o muncă de echipă, am vrut să fim cu toții, să contribuim din dorința asta de a fi de ajutor, de a contribui, de a face cunoscut această asociație, și de aceea ea are, cum să spun, dincolo de idealismul și de entuziasmul ăsta al fiecăruia, că așa cu... Și al începuturilor. Și al începuturilor. Oricare început e. Are această formă, cumva, să zicem, atipică față de o publicație obișnuită. Clasică, da. Dar da. Ne-am propus, așa cum am și menționat pe ultima pagină, ca ea să se așeze ca o publicație conform normelor. Nu o să avem pretenție să fim perfecți. Dar ne dorim să fie cât mai aproape de cât mai de perfecțiune, de ce nu? Da. Va fi redactată sau formatul ei va respecta cele sau cât mai mult normele tipografice și de editare și așa mai departe. Da. Va avea rubrici, deci fiind o publicație exclusiv culturală, rubrici literatură, arte, și fiindcă atât grupul de inițiativă cât și asociația are printre scopurile ei și promovarea Văii Râmnicului, de exemplu, ca prea destinație... Puțin, despre care prea puțin se vorbește. Da, ca destinație turistică și nu numai, de promovare așa ca frumuseți indiscutabile. Care sunt de văzut. Este. Are și o rubrică de tradiții și obiceiuri pe Valea Râmnicului. De Valea Râmnicului ne leagă o altă personalitate care a marcat viața Râmnicului și a acestei zone, Menela Schircu, unul dintre boierii care erau de stofă înalt, așa să spun, din punct de vedere cultural și financiar.
și care a înființat Chindia de pe Valea Râmnicului. Acel ansamblu folcloric care, în care dansatorii care au dat naștere a câtorva dansuri foarte cunoscute acum în folclorul românesc, în tradiția românească, colecționarul de costume populare, cel care făcea concursuri de tradiții și răsplătea cu bani frumoși pe cei care purtau cele mai frumoase costume populare și cei care aveau cele mai frumoase obiceiuri, colecționar de artă și el, prieten cu aproape toate personalitățile din domeniul literar și al artelor din perioada interbelică. Chiar spuneam, dacă ți-amintești, Viorel, și cred că vă amintiți și dumneavoastră că am moderat evenimentul de lansare a revistei noastre, a foii noastre. Spuneam că, citind despre acea perioadă, care consider că a fost cea mai bună din punct de vedere economic, cultural, din toate punctele de pentru vedere. Dezvoltare, din pentru dezvoltarea societății râmnicene, comunității râmnicene, spuneam că aproape îi invidiam citind pe râmnicenii care au trăit în acea perioadă, pentru că s-au întâlnit cu toate personalitățile din acea perioadă și bănuiesc că nivelul conversației, nivelul raporturilor interumane era la cele mai înalte ținute pe care vreodată le-a avut râmnicul. Bănuiesc că atunci s-a atins apogeul în domeniul acesta, în domeniul relațiilor interumane și în domeniul dezvoltării infrastructurii și nu numai infrastructurii urbane, ci și, să zic așa, infrastructurii artelor. De ce nu, până la urmă? Literar. Un fel de, fel de renaștere, probabil. În acea perioadă au existat în Râmnic 15 publicații tipărite. Exact. De ce? 15. 15. Da. De ce nu și nume grele care au scris în acele reviste? De ce nu am reînviat și noi această tradiție a publicației tipărite? Mai ales că uneori ni se face dor când bem cafeaua să avem ziarul așa cum pe masă, așa să cum să-i foșnim, nu? Da, paginile. Și să miroasă mirosul ăla de tipar. De cerneală tipografică, da. Da, da. Foaia Râmnicului. Deci probabil că așa începe orice inițiativă de genul ăsta, cu întrebarea de ce nu? De ce nu? O publicație, da, tipărită? Păi, în condițiile de asta, poate că e chiar dacă condițiile sunt proaste pentru așa ceva, improprii cu totul. Nu asta vreau să spun, altceva. Da. Așa cum am spus și atunci când și dumneavoastră ați fost prezentă și vă mulțumim pentru... Eu mulțumesc pentru invitație. Onoare că ați participat. Poate ar fi fost mai ușor online. Cu siguranță. Da. Poate că era și... Așa cum spunea dumneavoastră la început, trendul este acela de refugiere în online, în electronic, toate publicațiile, pentru că, de ce, sigur, și condițiile economice despre care spunea și dumneavoastră pot contribui la așa ceva, dar, așa cum am menționat mai devreme, nu puteam vorbi despre tradiția asta, de renovarea tradiției și reeditarea acelei foi a Râmnicului înființată de Octavian Moșescu online. În urmă adică cu 104 ani. 1919, da. Și atunci era cumva în spiritul ăsta, era necesar apariția asta pe hârtie. Cu toate avatarurile de rigoare. Eu mai cred că așa cum la școală, deși au manualele alea în sistem electronic, elevii noștri, copiii noștri, pe laptop, pe tabletă, pe telefon, și totuși
Ei folosesc manualul sigur. Atunci să le dăm să începem să-i învățăm gustul ăsta de tipăritură clasică. Poate că viitorul este cel electronic, cu siguranță. Sigur, așa cu va siguranță. Fi. Da, da. Și nu putem să condamnăm lucrul acesta. Evoluează. E pentru că face parte din dinamica. Evoluează. Civilizația, da. Sigur că dar da. Să nu ne pierdem rădăcinile. Rădăcinile, că despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Și să-i apropiem din ce în ce mai mult și cu acest gen de tipăritură. Poate, cine știe, poate ori să aprecieze lucrul acesta și ori să-și dorească și ei să nu se piardă obicei. Încep să mă gândesc chiar că într-un fel ați privit ca pe o datorie morală foaia râmnicului, apariția ei. Deci dacă oamenii din perioada aceea, dacă Octavian Moșescu a reușit să strângă lângă el atâția oameni, atâția intelectuali de valoare și să creeze acea emulație spirituală. Mai strângem astăzi, doamna Socol? Mai strângem astăzi? Eu mai zic că e de datoria noastră să ne adunăm. Mai pot fi oamenii strânși astăzi, domnul Viorel Dodan? Sigur că da. Și dovada a fost la lansarea acestei publicații. Pentru că eu consider că acolo au fost prezenți oameni cu sufletul. Hai să nu ne uităm vorba, deci am rămas la lansare. Da. Hai să luăm o scurtă pauză de publicitate, bine, după care revenim și povestim cum a fost la lansarea foii râmnicului. Revenim. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă reamintesc că tema emisiunii noastre de astăzi este Foaia Râmnicului, o publicație ieșită, tipărită, de curând, foarte proaspătă, pe piața râmniceană, ca să zicem așa, piața presei din Râmnicu Sărat, iar invitații mei de astăzi sunt domnul Viorel Dodan, redactor șef al Foii Râmnicului, și doamna Violeta Socol-Vârcu, unul din redactorii publicației. Rămăsesem, domnule Viorel Dodan, la lansarea publicației și chiar așa, pentru că, uite, am zis unul din redactori, care sunt ceilalți redactori? Să îi nominalizați ca să... S-au alăturat demersului nostru cu sufletul, cu entuziasm și cu cunoștințele dumnealor. Doamna pasionaria Stoicescu. Asta este chiar o veste grozavă și o bucurie mare. De curând, domnul profesor universitar doctor Ion Roșca, jurnalist și filozof de mare... I-am văzut pe ambii la lansarea publicației, da. Apoi, domnul profesor Răzvan Chirac, alt nume, mai vechi, să zicem, lucrător în acest domeniu, pentru că dânsul a fost și redactor șef la fosta publicație a Râmnicului, Sensul Râmnician. Sensul Râmnician. De câte ori îl văd, îmi vine să-l numesc specialistul în Valea Râmnicului. Și este. Și este, așa este, da? Iată, că nu... Apoi, din redacție mai fac parte... Eu, doamna Violeta, Socol-Vârcu, da. Violeta. Doamna Victoria Măciucă și Ana Maria Măciucă, soția, sau cum să spun, Ana Maria Măciucă fiind strănepoata lui Octavian Moșescu. Da, muzeograf doctorand în București, da. În acest domeniu al artelor. Domnul Genovel Frățilă, un cunoscut haijin al județului deja. Da. Iată, de ce nu? Noi îl vrem doar la noi, la Râmnicu. Știu. O să spun imediat ceva în replică, apropo de ce ați spus acum. Sigur. Și vreau să revin la ideea de la care plecasem, referitoare la faptul că nu se mai pot aduna la fel de mult niște oameni în jurul unor idei. Pentru că până la urmă e vorba de niște idei frumoase la care pentru ardem mine, sau nu. Pentru mine personal, faptul că în sala de consiliu a primăriei au fost prezenți atâția oameni de calitate care au venit din suflet să participe, să fie alături și să... Pentru că și o altă idee de la care am pornit a fost
unirea noastră într-un scop comun. Și unirea râmnicenilor în primul rând și ne-am dat că fiind în apropierea sau apropierea unirii, am dat mână cu mână, am întins o mână și celor din Buzău și ne-am bucurat de prezența dumneavoastră, a fost o mare bucurie, de prezența domnului Costache, domnului director Costache de la Muzeul Județean, domnul Stan Brebenel, președintele Uniunii Ziariștilor Profesioniști filiala Buzău. Pafișei care, da, da. Da, domnul director al Bibliotecii Județene, Sorin Burlacu. Da, așa este. Oamenii pe care sau pe care ți-i dorești alături, exact, sigur exact, că da. Ne-am bucurat sigur, și să-i avem alături. A fost o bucurie și o onoare în același timp. Și ne dorim ca în continuare această punte între noi, între suflete, să dureze cât mai mult și să facem cât mai multe lucruri de acest gen. Iată, am să spun și eu acum, am să spun și eu, să nu vă uitați vorba, vă rog, este o dorință mai veche a mea, n-am spus-o nimănui până acum, dar iată, o spun în acest moment public, să apropii Râmnicul de Buzău din punct de vedere cultural. Asta apropo de faptul că mai devreme a spus, domnule, noi vrem genovezi să rămână al nostru. Da, dar nu, domnule. Inevitabil e al nostru, că e de Râmnic. Inevitabil, așa este. Și personal să știți că o să fac tot ce-mi stă în putință, pentru că nu de puține ori Râmnicul Sărat a înclinat harta culturii acolo, prin lucrurile frumoase care s-au făcut. Nu de puține ori, pe de altă parte, și la Buzău se fac, dar nu știm unii de alții și nu este în regulă. Eu personal l-am descoperit pe Octavian Moșescu. Acum vreo 2 ani am descoperit muzeul. Râmnicu are o boemie sui generis. E un oraș boem, într-un fel, în felul lui. Apropo de ce spunea doamna Violeta Socol mai devreme, de boierii de viță veche și de atitudinea și de conduita aceea de odinioară. Da, își a păstrat cumva parfumul acela de odinioară. Și sper să reușesc să apropii aceste două orașe din punct de vedere cultural. Vă ascultăm în continuare. Mulțumim. Că știu că aveți multe de spus. Da, o să încerc să vă rezum la strictul necesar. Mulțumind, ca să-mi continui ideea, mulțumindu-vă dumneavoastră celor de aici care ați fost prezenți alături de noi acolo, vreau să vă spun că istoria Râmnicului Sărat de-a lungul culturală, la asta mă refer, a avut multe publicații. S-a numărat multe publicații. Vorbim despre Octavia Moșescu, care a înființat multe publicații, dar și după anii 90 sau începând cu anii 90 au fost oameni care și-au pus eforturile în slujba tipăririi unor publicații. Și au fost valoroase. Exact. Mi-amintesc revista... S-au pus la dispoziția culturii, practic. Exact, mi-amintesc revista Amfitrion. Da. Doina. Doina, da. A venit apoi, că a venit vorba aici, acest fost ziar Sensul Râmnician, în 2006 până în 2012, ceva de genul. Există revista Spații Culturale, o revistă culturală de mare... Da, deținută. Deținută, da, așa este. Există ca să... Glasul Râmnician. Exact, sigur. Glasul Râmnician, ca să nu se spună că suntem doar noi cei care suntem tipăriți. Nu. Adică există o tradiție care, iată, ea este dusă mai departe și de... E adevărat, dar, domnire voastre, aveți curajul... de a debuta acum, știți, în vremuri atât de puțin propice. Despre curaj vorbim. O revistă, așa cum este Glas Râmnician sau Spații Culturale, Glas Râmnician în mod special, poate rezista dacă financiar este susținută de autoritățile publice, de instituțiile de cultură. Dacă nu, așa, din amabilitatea, generozitatea redactorilor, ea
o să rezistă o vreme, dar după aia se pierde. Iată că trebuia să vină și această întrebare și mi-ați ridicat cumva mingea la fileu. Din ce vă finanțați? Aș vrea, înainte de asta, dacă îmi dați voie... Vă rog. Că mi-am adus aminte, așa, intrând cu ochii în perioada anterioară, că acest grup, Chimiții, da, acest grup de inițiativă... noi existam ca personaje care își doreau oarece stare de emulație culturală în oraș. Fiecare dintre noi ne doream câte ceva. Eu îmi doream să o văd pe Florica Cristoforeanu magiată. Răzvan își dorea pe mine la Schircu. Ei, a fost cineva care ne-a adunat. Aha. În 2016, cred că, mai existat o femeie, o doamnă, în adevăratul sens al cuvântului, doamna așa. De fier, judecător de profesie, așa. Chiar și președinte al tribunal judecătoriei din Râmnicu Sărat a fost, care a zis, ia veniți măi copii la mine și hai că am și eu niște idei, hai să facem grupul ăsta, și să adunăm ideile și să vedem ce facem. Cu cât suntem mai mulți, cu atât e mai bine. Vorbiți cumva despre doamna Mioara Dona? Da, ea a fost... Minunata doamnă Mioara Dona, da. Ea da, a fost cea care ne-a adunat și, cum să vă spun, fiecare dintre noi avea datoriri de familie, de serviciu, de... Și ca deși fiecare, o vreme și dumneai a mai avut datoririle astea, totuși neobosită. Câteodată stăteam și mă uitam, Doamne, de unde a ta energie să ne bată la cap, să ne sune toată ziua, să vadă în ce stadiu e chestia aia, în ce stadiu suntem noi. Dă-i motorul care să, să ne încurajeze. Cunoscând-o și eu am... deci, sunt de aceeași părere. E a existat omul care creat acest grup și pentru asta, ce să spun, toată asociația, toți membrii sunt recunoscători și ne arătăm prețuirea pentru sacrificiu până la urmă, că e un sacrificiu pe care l-a făcut și văd că îi place. Pe mine are o energie debordantă. E sine qua non. Da. Asta cu plăcutul, că dacă nu-ți place, nu te implici. Și văd că e din acea poveste, adică nu e nimic forțat, nimic de la locul lui. Mm-hmm. Își dorește lucrul ăsta. Da, uneori, poate mai mult decât noi care suntem obosiți, suntem stresați, stracasați, nu ne lasă. Ne sună și hai să ne întâlnim. Hai, uite, și am făcut săptămâna, acum 2 săptămâni, ultima dată când ne-am întâlnit, cred, am făcut anuarea generală a asociației. Dom'le, până nu am pus la punct tot, nu s-a lăsat. Adică, negru pe alb tot, ca să știm cum pornim anul acesta în proiectele noastre. Proiecte, da, proiecte, că uite, ați adus vorba. Proiecte de viitor? Păi... Dar nu mi-ați răspuns din ce vă finanțați. Această... Eu stau bine cu memoria. Acest număr al revistei noastre, primul număr, l-am finanțat dintr-o donație și restul cotizațiile membrilor asociației. Mai vreau să vă spun că în asociația noastră... Suntem pe ultimele minute, așa că v-aș ruga să din asociația să noastră cumva. Fac parte și doctorul Nicolae Alexandru, celebrul fiul celebrilor doctori Nicolau, chirurgii din Râmnicu Sărat, Dumnezeu să ierte. Face parte doamna scriitor pasionaria Stoicescu. Da, m-ați menționat. Așa. Unul dintre contabilii dintre finanțiștii cei mai buni ai României, zi tu numele, Marcel Vulpoi, academician și mă rog, cunoscut în lumea finanțelor pentru care o celebră firmă de contabilitate. Mi-e teamă să nu uit pe cineva, Viorel. Hai să-i amintim pe toți. Soții Alexandru și Victoria Măciucă. Eu cred Ana Maria. Credeți că într-un minut îmi puteți spune care sunt proiectele noastre de viitor? Pentru că îmi pare rău, dar nu mai avem la dispoziție mai mult. Cu altă ocazie. Cu altă ocazie, sigur că da.
Deci unul dintre proiectele cele mai importante din anul acesta este organizarea taberei de pictură. Ce frumos! Pictori cunoscuți, recunoscuți în lumea artelor, care să picteze faimoasele case istorice din și monumentele istorice din Râmnicu Sărat. Să fie cu succes, să fie cu noroc, să fie cu reușită. Mulțumim! În acest moment, cu părere de rău, trebuie să ne luăm rămas bun. Aceasta a fost ediția de astăzi, Foaia Râmnicului, o publicație pe care îndemnăm cu toată inima să o citiți, să o cumpărați. Invitații mei au fost domnul Viorel Dodan, doamna Violeta Socol-Vâlcu. Iar noi, stimați telespectatori, ne vedem săptămâna viitoare la o altă ediție a emisiunii Clubul Artelor. Până atunci, rămâneți cu bine!